Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Războiul ăsta aduce numai probleme. Te referi la ce se întâmplă în Rusia? Da, Rusia care e supusă sancțiunilor. E adevărat că propaganda Kremlinului insistă că sancțiunile n-au niciun efect. Sigur că da, nimic nu are efect acolo. Doar că din când în când se mai află una alta, lucrurile care sunt vizibile. Celelalte o să, mă rog, o să constatăm efectele mai încolo. Dar printre altele, iată un detaliu aproape de fapt divers. Rușii care au făcut acum câteva luni o imitație după McDonald's-ul care s-a retras după ce au fost aplicate sancțiuni, au rămas fără cartofi prăjiți. Deci rușii au zis, facem noi rețeaua noastră în loc de McDonald's. Au inventat o siglă care seamănă cu aia și au zis rețeaua gustos și atât. Așa se cheamă. În rusește, gustos și atât. Și făceau și ei hamburger și cartofi prăjiți. Ce da, se face da, da. La fast food? Acum fac hamburger cu cartofi prăjiți, dar fără cartofi prăjiți. Unii ruși se plângeau. Da, se plângeau oricum. Cartofii aia nu prea erau atât de buni. Cartofii care au dispărut nu mai erau cartofi prăjiți, ci cartofi rustici. Erau ca niște cartofi prăjiți clasici, dar mai subțiri. Cum ar fi aia pai la noi, cred. Într-o declarație pentru agenția de presă rusă TASS, compania a motivat că anul trecut a fost o recoltă foarte slabă de cartofi și că nu merge cu importul de pe alte piețe, nu se poate. Și ca atare asta e, cine mănâncă acolo, cine cere un meniu cu hamburger și cartofi prăjiți, primește doar hamburgerul deocamdată. Dar, pe de altă parte, eu cred că Kremlinul se preocupă de alimentația științifică și rațională a poporului rus. Că fără cartofi la meniu rusesc cu hamburger și cartofi, pentru că oricum cartofii îngrașă. Și nu e bine și cu cartofi, dar dacă stai să te gândești și pâinea îngrașă. Așa că în curând s-ar putea să dispară mai multe lucruri de pe piață de la ei. Da, și carnea tocată, nici carnea tocată nu e bună pentru sănătate, deci în curând un happy meal rusesc cu hamburger, cartofi prăjiți, pâine și chiftea o să vină pe o tavă sub formă de șervețel, cu mulțumiri și nota de plată. Bine, și pe vremuri, excursiile în Rusia te slăbeau de tot. Mă gândesc că ăsta e viitorul. Dacă vrei, pentru cura de slăbire. În anumite părți ale Rusiei și acum înțeleg că se practică foarte mult. Adică dacă vrei un regim adevărat, e suficient să ieși în fața Kremlinului și să spui ce gândești. Și s-a terminat. Da, și te duci după aceea mai la răcoare, la propriu la răcoare, mai în est și acolo ai un regim serios, plus că poți să faci activitate fizică, la tăiat păduri, la deselenit tărâmurile noi ale Siberiei, acolo e tradițional dintotdeauna. De pe vremea țarilor nu s-a schimbat aproape nimic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.